aia. Deci trebuia să ne dea până acum în jur de vreo 500 de litri ca să refacem rezerva de apă. Dar ne-a dat numai vreo 200, care reprezintă de fapt mediile pluviometrice anuale în normă. Standard, cum ar fi. Adică o lipsă masivă de apă în sol, cu atât mai grav cu cât datele din raport, care se bazează pe mai multe predicții meteorologice, arată că prognozele sezoniere arată o primăvară mai caldă față de medie în toată Europa, în timp ce prognozele de precipitații sunt caracterizate de o incertitudine și variabilitate spațială sporite. Vor fi necesare o supraveghere atentă și planuri de utilizare a apei adecvate pentru a gestiona un sezon care în prezent prefigurează riscul de a fi critic în resurse hidrice. Reprezentanții fermierilor spun că aceste predicții sunt îngrijorătoare și ne pot conduce, ca și în anii anteriori, la un blocaj în domeniul agriculturii, care va cauza și o nouă creștere a prețurilor. Seceta deja există. La ora actuală avem un deficit major de apă în sol. Terenul este umezit vreo 30 cm în partea superioară și în jos este extrem de uscat. Asta înseamnă că la o perioadă mai lungă de lipsă de precipitații, toate culturile se vor termina. Adică alte pierderi suferite de fermieri peste cele din anul agricol 2022, care s-a încheiat pe minus pentru agricultori care abia dacă și-au scos investiția. Unul, mi-aș face sistem de irigații propriu, însă dobânzile sunt foarte mari, sumele care se investesc în sistemele astea de irigație sunt destul de substanțiale și nu avem posibilitatea să ne împrumutăm atât. Dacă aceste anomalii meteorologice, precum ieri foarte călduroase și anotimpurile precedente fără precipitații, vor continua, va genera haos în sectoare precum furnizarea apei, agricultură și producția energetică. Văd un an extrem de greu, mai ales în condițiile în care se va manifesta seceta, deoarece culturile au fost înființate cu costuri extrem de mari, adică am cumpărat complexul cu 6.000 de lei, azotul cu 4.000 de lei, motorina cu 8 lei, care majoritatea cheltuielilor sunt deja în pământ. Iar la prețurile actuale ale cerealelor nu vom ieși, într-un an bun, nu vom ieși decât cel mult pe zero. Prețurile oricum au crescut și o să mai crească. Datoria noastră să facem cât de multă economie, să fie cam strictul necesar ce avem, o baie, mâncare, chestii de-astea. Cum a zis și soțul, ne limităm la cât mai puțin în grădină, ne limităm cât la mai puțin risipă de apă, noi îi facem risipă, noi facem economie, facem toate alea, dar guvernul pentru noi nu face absolut nimic, nimic. Nimic și nimic. Foarte puțin a plouat. Nimic. Foarte puțin a plouat și nu vedeți în continuare să zice că e secetă. Guvernul e de vină, n-a făcut nimic pentru irigații, pentru... Păi, da, numai ce șanse are omul de aici, care săracul dacă se udă... Se de foame. Apa s-a scumpit, toate s-au scumpit. Anul trecut eu sunt în situație că anul trecut n-am scos nimic. Ce ați spus? Roșii, ardei, ceapă, varză și așa mai departe și am consumat și apa degeaba pentru că n-a fost producție, n-a plouat și s-a umânat. Numai pagubă. Numai pagubă. Recoltele și vegetația la începutul sezonului nu au fost deocamdată afectate, dar situația ar putea deveni critică în lunile următoare dacă anomaliile de temperatură și precipitații persistă în primăvară, se explică în raportul europenilor.